Salutare, prieteni! Intrăm în lumea antreprenoriatului inhalat, cum i-am spus. Și alături de noi avem un ghid aparte, în persoana lui Bogdan Ioan Furtună, manager interimar al celui mai vechi spital din București. E vorba despre spitalul Colțea. În timp ce domnul Furtună aici de față e un manager extrem de tânăr și nu are decât un an de când sunteți acolo la conducere. Un an și două săptămâni. Un an și două săptămâni. 54 de săptămâni de când conduce vita mai instituția din Buricul Târgului. Mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Mulțumesc pentru invitație. Prima întrebare mi se pare la așa, îndemâna tuturor, dar nu o pot rata, fiindcă la câți bucureșteni trec zilnic pe lângă Colțea, cred că puțini dintre noi se gândesc cine conduce, domnule, spitalul ăla, care e impunător acum. A fost repus la o valoare foarte simpatică și arhitectonică și nu știu cât de funcțional e din perspectiva medicală. Spitalul Colțea este cel mai vechi spital din România. Sau, mai bine zis, primul spital din România, în 1704, când a fost creat așezământul Colțea. 12 paturi de bărbați, 12 de paturi atât de avea? Femei. Atât avea. Când în 1883, când a căzut la incendiu așezământul, s-a creat ceea ce vedem noi în ziua de astăzi. În 2009-2011 s-a făcut reconsolidarea spitalului, reamenajarea, modernizarea într-un proiect cu Ministerul Sănătății și Siemens. Și așa și cum îi spunem de obicei, spitalul Siemens. Așa? Da, pentru că a fost un parteneriat acolo și a fost reabilitat în întregime plus consolidat. Ca și funcționalitate, vă dați seama că în momentul de față vorbim de un circuit medical destul de bine pus la punct. Este foarte adevărat că circuitele medicale se schimbă de la an la an, mai apar noi legislații, mai apar noi amendamente și atunci, clar, se rămâne în urmă cu fiecare instituție în parte și una nouă care a fost deschisă anul trecut tot are o reminiscență față de anul trecut. Dar am încercat și s-a încercat de ani de zile să aducem în discuție și în implementare fiecare nouă modificare legislativă. E foarte adevărat, ușor nu este, pentru că este monument istoric și fiecare cui, ca să zic așa, pe care îl bați, are nevoie de anumite aprobări speciale. Care vin din partea managerului general sau nu? Care vin din partea primăriei, care vin din partea Ministerului Culturii, fiind monument istoric. Dar cu toate acestea am reușit să ajungem în punctul în care să ne aliniem cerințelor legislative. Și în momentul de față câte paturi? 315 sunt? Paturi. Ca idee de la 12 cu 12? Da. Spitalul Colțea este un spital hemato-oncologic. Pentru cei care nu știu, și sunt foarte mulți cei care trec prin centrul capitalei și pe la kilometru zero, care nu știu că acea construcție frumoasă, care seamănă a muzeu, este de fapt un spital. Acolo vorbim de înființarea medicinii românești. Adică toți marii profesori care s-au perindat în sistemul medical românesc au trecut pe la Colțea. Aha. Practic este părintele medicinii românești. Acolo s-au școlit, au învățat. Noi suntem și gazda Academiei Române, Academiei de Științe Medicale, care și are sediu, unul din sedii sau sediu principal îl are în spitalul clinic Colțea. Este absolut superb spitalul,
O să vă rog la un moment dat să veniți să vedeți mai mult decât ceea ce apucăm să vedem pe ecran. Are o încărcătură istorică. Medicii sunt absolut implicați în tot ceea ce înseamnă actul medical, pentru că lucrul cu pacientul oncologic nu este ușor. Fie că vorbim de partea oncologică, de tot felul de cancere, tumori și așa mai departe, fie că vorbim de partea hematologică. Evident, avem secții suport pentru toată partea de hemato-oncologie, chirurgie, ORL, medicină internă, cardiologie, ATI, producând astfel un circuit complet al pacientului care are nevoie de servicii medicale în zona oncologică. Adică pacientul care trebuie tratat din punct de vedere radioterapie, din punct de vedere oncologic, de fapt și de drept, și are nevoie de radioterapie, de extirparea unei tumori într-un serviciu de chirurgie, așa cum se poate la noi. Deci, practic, integrăm absolut tot actul medical în spital, sau ne propunem să îl integrăm 100%. Asta e un spital care e în prima linie cu bătălia, cu un dușman foarte greu, canceros, ne dă bătăi de cap de foarte mult timp. Da. Și în același timp e unul perfid, cu care mulți dintre români, din păcate, au de-a face. Așa că mă gândesc că mereu trebuie să fiți conectați la tehnologiile cele mai noi în domeniu. Sigur că da. Proiectul Siemens, la momentul respectiv, a adus în discuție o dotare la ultimile standarde la momentul 2009-2011. Este foarte adevărat că medicina și tehnologia evoluează extrem de rapid. Asta înseamnă că fiecare unitate sanitară, nu numai Spitalul Clinic Colțea, trebuie să se alinieze. Ceea ce am încercat și am și reușit anul trecut să facem este să aducem un suflu nou în materie de echipamente medicale prin Primăria Capitalei, prin Administrația Spitalelor. A investit în Spitalul Colțea în jur de 35 de milioane de lei în echipamente medicale, vorbim strict de echipamente medicale. Am reușit să le implementăm, am reușit să le punem în funcțiune, am reușit să funcționeze și să ne folosim de toate echipamentele medicale achiziționate anul trecut. Evident, calitatea actului medical a crescut, adresabilitatea spitalului a crescut. Putem chiar să ne mândrim că anul acesta ne-am propus mai mult decât anul trecut. Deja am reușit să aducem în discuție, să terminăm licitația pentru achiziționarea unui aparat de rezonanță magnetică și sper din tot sufletul ca până la sfârșitul anului să-l avem funcțional. Spitalul dumneavoastră asigură tratamente pentru toți românii, indiferent de colțul țării unde stau? Sigur că da. Sigur că da. Avem pacienți din toate zonele, urbane, rurale, din toată țara, pentru că adresabilitatea este către toate spitalele din zona oncologică și hematologică, din păcate, sau din fericire, depinde din prisma, din ce prisma privim. Da, da. Este deschis publicului larg, ca să zic așa. Avem pacienți din zone rurale, din zone din alte orașe din țară. Evident că și acele zone pot fi acoperite de servicii oncologice, mai ales în orașele care au centre universitare. Este, dacă vreți, Bucureștiul o continuare a actului medical din țară. Pentru că, din ceea ce am observat, la un moment dat
competențele din punct de vedere al aparaturii medicale, nu vorbim de competențele medicilor, ajung să stagneze pentru că au nevoie de echipamente medicale. Înțeleg. Și atunci a trebuit să vă dezvoltați abilități speciale ca să reușiți să aduceți aceste echipamente care îl ajută pe medic să rezolve foarte multe cazuri. Noi ca și spital? Și dumneavoastră ca și manager. Eu ca manager... Că bănuiesc că nu e simplu deloc. Nu e simplu deloc, dar eu ca manager am încercat să creez o echipă, pentru că e foarte clar, din experiența mea atât a spitalelor, pentru că în perioada 2018-2020 am fost și directorul medical al spitalului Nicolentina. La momentul ăla devenit spital suport COVID, da, da. Știți, toată perioada pandemică. Dar și din experiența profesională din zona privată am înțeles și am învățat că numai în echipă poți să rezolvi aproape orice situație și problemă apărută. Și asta v-a prins foarte bine. Exact. Am format o echipă la spitalul Colțea, alături de directorul medical, alături de directorul economic și ceilalți șefi de servicii. Nu putem pleca fiecare pe drumul lui și pe cărarea lui fără să stăm să ne consultăm, să vedem care sunt oportunitățile, ce beneficii ne aduce orice aducem nou în spital în materie de echipamente sau de investiție pur și simplu. Pentru că din punctul meu de vedere, sau poate mentalitatea pe care am avut-o la spital, în zona privată, este că trebuie să ajungem să ne, măcar să ne echilibrăm, nu zic să ne susținem singuri ca și instituție de stat, dar ăla ar fi idealul, să ne susținem singuri. Și atunci când apar probleme, să intervină fondurile de la bugetele locale sau de stat, după caz. Și acolo încerc să duc managementul în zona în care este foarte evident că trebuie să ajung la un T0 ca să pot să cresc serviciul medical, contractul cu casa, veniturile practic. Că sunt ele venituri din venituri proprii sau din cele executate prin contractul cu casa de asigurări de sănătate, dar trebuie să creăm un echilibru. Atunci spunem că suntem eficienți. Apropo de chestia asta, anul trecut chiar am avut cu brio o execuție bugetară de 99,48%. Asta înseamnă că echipa managerială și-a făcut treaba. Uh-huh. Și șefii de secție care au fost implicați, mai mult decât implicați în achiziționarea aparaturii, pentru că ei au devenit experți cooptați, au spus dacă echipamentele pe care le-au solicitat sunt ceea ce și s-au contractat, sunt cele pe care de fapt le-au solicitat. Adică e o întreagă procedură. Nu faci o cerere și cineva ți-aduce niște aparatură medicală. Nu, este o adevărată procedură în sine, alături de serviciul de achiziție, alături de serviciul tehnic-administrativ, pentru că evident, vine aparatul, dar trebuie să știi unde îl montezi. Nu sunt numai aparate mici pe care le pui pe masă, sunt aparate de volum mare care necesită de la prize, ventilație, absolut, adică orice. O infrastructură evident complexă. Complex. Nici nu știu, mai aveți timp să vă practicați și meseria dacă sunteți antreprenor? Nu știu că se numește antreprenor ceea ce fac eu. Nu, din 2018 am făcut pauză până în 2020, am reluat din 2020 până în 2022 actul medical, iar de când am devenit manager la Spitalul Clinic Colțea am renunțat. Și vă spun și de ce am renunțat, sau mă rog, am făcut o pauză. Vă spun și de ce, pentru că în momentul în care îți dorești să faci ceva bine
și faci mai multe lucruri deodată, nu ies. E pe sistemul pe care ne spuneau bunicii. Cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul. Așa. Și atunci focusul și canalizarea mea este strict către Spitalul Colțea și atunci lucrurile ies așa cum ar trebui să iasă. Nu pot să vin sau să spun niciodată că eu am făcut sau eu am dres sau eu am ridicat sau eu am construit. Nu. Există o echipă în spate pe care o coordonez și nu putem, și cu riscul de a mă repeta, nu putem fără să avem o bază solidă și cineva care știe fiecare lucru unde e, ce trebuie făcut cu el și așa mai departe. Adică un manager de spital nu le știe pe toate. Nu le știe pe toate nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere resursă umană, nici din punct de vedere contabil, nici din punct de vedere juridic. Toate trebuie îmbinate, puse ca puzzle-ul una lângă cealaltă și format tabloul general pe care îl vede pacientul. Pentru că pacientul e beneficiarul a ceea ce facem noi, muncii noastre. Apropo de tabloul ăsta general, românii nu sunt foarte mulțumiți de povestea asta cu sistemul medical românesc. Există în continuare multe comentarii, există și neajunsuri. Cum o vede cineva din interior? Ar putea fi, nu știu, gândit puțin altfel la acest sistem? Este foarte adevărat că întotdeauna există loc de mai bine. Noi am încercat să aducem în lumină un pic medicul și personalul medical care să se ocupe mai mult decât o făcea până acum în relația și gestionarea fiecărui pacient în parte. Dar atâta timp cât medicul devine birocrat mai mult decât meseria pe care a învățat-o, este foarte greu. Acum statul a reglementat 15 minute consultul unui pacient. Corect. Dați seama că în 15 minute pacientul trebuie să, sau medicul trebuie să dea bună ziua, trebuie să aștepte să dezbrace pacientul, trebuie să aștepte să se îmbrace și să zică la revedere și deja s-au dus cele 15 minute. Dar dacă vorbim de un act medical în care se face o anamneză, din care se face o ecografie, nu e timp. Este foarte adevărat că sunt pacienți care vin la control. Acolo timpul este mai mic. Uh-huh. Medicul știe istoria pacientului, știe ce, de unde a plecat pentru că a luat boala de la cap și trebuie să o ducă până la o coadă și atunci evaluările sunt mai ușoare. Dar am pus egal între consultul inițial și control. Și atunci cred că iarăși s-a făcut un dezechilibru în zona aceasta. Studiam și am mai și vorbit și cu colegi de mei și cu alți reprezentanți din presă și am spus în felul următor că există o paralelă întotdeauna a pacientului român care zice, dom'le, mă duc în străinătate să mă tratez acolo, că acolo e cu totul altceva. Și am zis, dom'le, hai să văd și eu cum e acolo. Și s-au făcut la nivelul administrației spitalelor câteva parteneriate. Unul dintre parteneriate a fost în Franța anul trecut, care a rezultat cu semnarea unui acord de parteneriat între cele două administrații, administrația pariziană și administrația bucureșteană a spitalelor și a serviciilor medicale. Diferența dintre ceea ce avem noi și ceea ce, sau nu, dintre ceea ce nu avem noi și ceea ce au ei este legislația. În rest, medicul e același, o să fiți surprinși, dar sunt foarte mulți medici români. Nu suntem surprinși deloc. Sunt medici care au plecat cu baza și cu tot ceea ce au învățat din România. Da. Au ajuns în Franța, practică, mai mult decât se așteaptă medicina franceză să practice. Adică știți că românul se descurcă oriunde. E valabil pentru orice categorie de personal. Nu trebuie să fii numai mecanic auto ca să te descurci. Nu. Da, da. Și medicul la fel.
Medicului român, dacă îi dai stetoscopul și poate să vorbească cu pacientul, îți scoate un diagnostic. Este foarte adevărat că acuratețea vine din restul aparatului medical. E, asta vă spunem, că legislația acolo este foarte strictă, foarte clară, nu există loc interpretărilor, nu există nimic care să ducă în zona de neconfort a personalului care lucrează. Există vreo diferență pe care ați vrea o schimbată cât mai repede la noi, comparativ cu cea din Hexagon? Da, haideți să vă spun o chestie. Legislația, în momentul ăsta, este foarte greu de urmărit. Foarte greu de urmărit, haideți să vă spun, din punctul de vedere al, totuși al nostru ca manager, care totuși avem o experiență și știm în zona cărui articol să căutăm și așa mai departe, dar a unui medic care a stat și a studiat strict medicină, nu din punct de vedere juridic absolut nimic. Da? Și noi ne confruntăm cu ideea în care un articol a fost abrogat, trebuie să-l căutăm de ce a fost abrogat, care e sensul lui al doilea, care e sensul lui al treilea. Și până ajungi să dai o rezoluție corectă, îți ocupă foarte mult, foarte mult timp. Sistemul informatic. Sistemul informatic pe care l-am văzut în Franța este unul foarte interesant, în sensul că toată lumea lucrează în același sistem informatic. Este un, s-a încercat și la noi, dar s-a dat alternativă. De asta vă spun de legislație. Uh-huh. Adică noi avem un program, se numește CUI, da? Acest program îți lasă la latitudinea fiecarei unități sanitare, nu contează că e privat de stat, cabinet mic de medicină de familie, clinică și așa mai departe, îți conferă ideea de a lucra în acel program. Dar legislația n-a prevăzut nicăieri, există alte softuri care pot face același lucru ca CUI și să vină integrat în CUI. Iarăși, pentru că la momentul acela interesul a fost unul extraordinar de dezvoltare progresivă și sistematică a sistemului ăsta național. Și atunci fiecare soft privat care a venit s-a updatat, a ajuns în legislație nouă și așa mai departe și a ajuns să țină pasul cu timpurile. Da, da, da. Și atunci toată lumea asta exact. Ar trebui să fie sub aceeași umbrel. Ar trebui să se identifice un soft care să fie creat cu maximă responsabilitate, așa cum sunt softurile cu care lucrăm noi, unitățile sanitare, și să se stabilească că ăla este un sistem unic, integrat în sistemul medical, astfel încât pacientul care s-a tratat la Pârgoviște, pacientul care s-a tratat la Cluj, pacientul care s-a tratat la Iași, da? Să vină către un spital în București sau să vină către un alt spital în alt colț al țării și să știe medicul exact ceea ce s-a întâmplat în acea unitate sanitară. Pentru că pacientul vine, da. Iar eu ca medic curant încep și întreb. Ce ai făcut acolo? Corect. N-am analizat aia pentru că pacientul are o afecțiune, da? Nu stă să-și aducă aminte și să monitorizeze, că sunt pacienți ok, care vin cu aparținători și dân și au grijă și își aduc toate documentele medicale. Dar aparținătorii care nu ajung fără, pacienții care ajung fără aparținător, au uitat ecografia făcută nu știu unde. Nu mai știu ce au făcut. Pe când într-un sistem integrat, l-aș găsi. Aș găsi absolut tot. Știu ce am de făcut, știu ce s-a făcut până la momentul respectiv, pot să fac, pentru că și medicina are o latură comparativă. Îți fac niște analize acum și îți mai fac niște analize peste 3 luni, să le fac comparat, să văd care sunt modificările din organism până la momentul respectiv. Ceea ce la noi, din păcate, nu se întâmplă. Așa e, și din păcate asta e un handicap foarte serios. În momentul de față, când suntem la finalul unor războaie, ba cu perioadele astea de COVID, ba cu gripa asta nebună, care ne-a dat multora bătaie de cap, cum vedeți ca medic? Am ajuns la o perioadă așa în care ne mai putem relaxa?
Măcar pe durata averii? Am ajuns la perioada în care am înțeles ce înseamnă COVID-ul. Dacă ne referim la pandemia care a trecut peste noi. Am ajuns la perioada în care am realizat ce înseamnă COVID-ul. Eu fac și o glumă pe seama asta și spun că noi ca nație am învățat un lucru esențial. După povestea asta? Da. Care e? Să ne spălăm pe mâini. Este esențial lucrul ăsta. Deci ăsta e principalul beneficiu pe care... Nu principalul beneficiu, dar e un beneficiu. A fost o perioadă de nebunie, a fost o perioadă în care nimeni la nivel mondial nu știa și nu înțelegea ce se întâmplă cu acest virus. Evident, lucrurile și experiența medicală pe care au trăit-o medicii, personalul medical, au dus să concretizeze și să sintetizeze cum funcționează acest virus. Da. Și am ajuns la la o concluzie în care putem relaxa un pic agitația și nebunia de atunci. Așa. În ideea în care, ok, pare COVID, știm ce avem de făcut, știm care e secția pe care se internează, știm care e tratamentul, știm care sunt beneficiile tratamentului și așa mai departe. Dar la momentul ăla a fost pentru că unii răspundeau la un anumit, acum s-au făcut și categoriile, ce merg la persoanele în vârstă, ce merg la copii, ce merg... Numai trecând prin experiența asta am sintetizat în... alfabetul medical, ce înseamnă și partea de COVID. Evident că nimeni la nivel mondial nu e pregătit pentru o pandemie despre care nu știe nimic. Da? Nimeni. Am văzut. Singurul lucru cert și real din toată existența fiecărui om în parte este moarte. Atât. Este singurul lucru efectiv de care știm de când ne naștem că se va întâmpla. Restul că trecem printr-o pandemie, că avem încălzire globală, că facem, că ajungem profesional vorbind, nu știu, medic, avocat, inginer și așa mai departe, nu știm. Da, ăla e singurul lucru pe care îl știm noi. Și în lupta asta cu cancerul pe care o aveți în fiecare zi, spre deosebire de noi ceilalți, în povestea asta cam cum stăm din perspectiva dumneavoastră? Noi români. Noi românii, să și știți sistemul că nostru... sistemul medical stă bine din punct de vedere al tratamentului și al procedurilor medicale pentru pacienții cu cancer. Evoluăm, dacă nu săptămână de săptămână, lună de lună cu siguranță, pentru că apar noi terapii, noi protocoale medicale cu care medicii, în general, medicii din România se updatează. Și până în aplicare, am văzut că există, se discută la toate conferințele medicale, noile apariții pe partea de tratare și depinde, tratare medicală sau a fiecărui pacient în parte și atunci evident că fiecare vrea să aducă în unitatea sanitară în care își desfășoară activitatea ce e mai bun pentru pacient. Noi suntem updatați, suntem pregătiți tuturor formelor de cancer. Nu avem pacienți pe care să-i refuzăm pentru că nu ne ocupăm de zona respectivă oncologică. Adică evident, și dacă avem, dau un exemplu, o zonă oncologică la nivel ortopedic, colaborăm cu spitalele din subordinea administrației spitalelor, discutăm între noi ca manageri, discutăm între noi ca medici, se fac diverse comisii terapeutice în care vin medici din alt spital către noi sau transmitem toate informațiile și investigațiile făcute până la momentul respectiv, fiecare își spune părerea din perspectiva și din zona medicală pe care s-a specializat și atunci evident că este cel mai bun tratament și cea mai bună indicație terapeutică pentru fiecare pacient în parte. Ăsta e un mesaj bun, optimist, pentru că e o poveste destul de complicată
Da, mai ales în relația cu spitalul. Când am înumărat noi câți bolnavi de cancer sunt în România și că nu ține de activitatea medicului și a spitalului și a tratării pacientului. Corect. N-are nicio legătură. Unghiul e diferit. Sunt două lucruri total diferite. Partea de administrație și administrare a domeniului medical este una și partea de tratare a pacientului este cu totul alta. Dar noi ca și populație am învățat să le punem pe amândouă în aceeași oală. E mai simplu. E mai simplu. Știți cum e. Da. Eu le-aș departaja, pentru că interesul meu ca și pacient este să mă fac bine. Interesul meu ca și manager este să ajung la varianta cea mai optimă pentru a crea serviciu medical optim pacient. Cât durează interimatul ăsta pe care l-aveți? 6 luni. Încă 6 luni? Da. Pe lângă anul pe care l-aveți deja? Da. Delegările se dau din 6 în 6 luni. A, deci... Da, până la scoaterea la concurs a postului de manager. Dacă îl scoate la concurs, vă intrați concurs, în concurs, ca să zic așa? Intru în concurs pentru că e o muncă, e formată o echipă și ar trebui să ducem... Știți care e cel mai mare defect, handicap, dacă vreți. Așa. Al sistemului, nu numai medical, orice sistem românesc? Nu. Apare un conducător astăzi. Are niște idei. Ideile poate sunt bune, dar în 3 luni se schimbă. Da. Mai vine unul 6 luni, da, care are alte idei. Iarăși, poate sunt bune. Nu apucă să le implementeze. Nu apucă să le vadă nici pe cele ale celui exact, de dinainte. Exact. Și atunci, mutatul ăsta, eu mă uit pentru că fata mea cea mare este clasa 8-a. Dăm examenul de capacitate. Și mă uit și am făcut diferență între cum era sistemul de învățământ în 2003 când am terminat eu și am dat capacitatea și acum. După 20 de ani. În 20 de ani am avut 70 de miniștri. Cu 70 de idei, fiecare cu viziunea lui. Nimeni nu spune orice, adică eu personal tratez oamenii în funcție de idei, de pricepere, de pregătirea profesională. N-am ținut cont că e dintr-o zonă politică sau alta. Dar fiecare, sunt convins, care vine ca și conducător de orice instituție, că are niște idei care pot fi îmbunătățite mai mult sau mai puțin. Dar în momentul în care timpul nu-ți ajunge să-ți pui în practică ideile, atunci, cu siguranță, ne clătinăm și noi ca... Funza în vânt. Da. Că altă formulă nu găsim. În lunile astea care au mai rămas, v-ați propus ceva anume să faceți? Da, vreau să implementăm zona de, sau să completăm zona de radiologie și imagistică medicală prin aducerea aparatului de rezonanță magnetică. Să digitalizăm un pic și să punem la punct și să completăm serviciile de anatomie patologică din cadrul spitalului și încercăm acum să dăm un pic refresh la zona de ATI și zonei de cardiologie. Deci avem de lucru și multe lucruri sunt de implementat, plus cele curente. Am înțeles, care că, sunt cele foarte importante. Da, știți ce se întâmplă? Există și oameni și asta e o chestie care pe mine mă deranjează și mă lasă un gust amar. Sunt oameni aia în orice instituție publică care în momentul în care vrei să faci ceva, nu e bine. Dar dacă nu faci nimic, iarăși nu e bine. Așa. Adică sunt veșnicii nemulțumiți. Mulțumim frumos, trebuie să terminăm. Bogdan, Ioan Furtună, mulțumesc foarte mult. Vă urez multă baftă și ne mai... Poate ne mai vedem aici la canal 33.
Toate bune și vouă tuturor și nu uitați, rămâneți pe canal 33.